Odată cu implementarea Planului Național Strategic 2023-2027, intră în vigoare și câteva noutăți legate de procedura de control pe teren efectuată de APIA. Mai exact, pe lângă controlul clasic, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură va efectua și un alt tip de monitorizare. Despre ce este vorba și mai ales cum ajută fermierii această acțiune, ne detaliază Rona David. Bun găsit! Controlul prin teledetecție. Așa se numește noua monitorizare care are drept scop reducerea sarcinilor de control și utilizarea alertelor. Aceste acțiuni sunt în combinație cu opțiunea de a corecta cererea de a preveni eventualele neconformități. Potrivit specialiștilor de la APIA, sistemul de monitorizare va funcționa prin utilizarea datelor furnizate de sateliții Sentinel din cadrul programului Copernicus prin teledetecție. Scopul este acela de a găsi soluții avantajoase în ceea ce privește schemele de dezvoltare rurală, dar și monitorizarea cerințelor în materie de mediu și de climă. Principala obligație în cazul utilizării metodelor de control prin teledetecție o reprezintă realizarea unei fotointerpretări corecte a imaginilor satelitare. Dezvoltarea programului Copernicus poate asigura reducerea sarcinii administrative la nivelul fiecărui centru județean. Astfel, printr-un algoritm de inteligență artificială și în combinație cu informațiile din declarațiile fermierilor, se identifică categoria de folosință a terenului, tipul culturii agricole, stadiul unor lucrări efectuate, cum ar fi arat, însămânțat, data de răsărire, cosit, pășunat, recoltat, suprafețe incendiate, suprafețe inundate sau suprafețe care nu au o utilizare agricolă. Și ceea ce este important de știut este faptul că rezultatele controlului prin monitorizare vor fi evaluate într-un sistem de tip semafor, după cum urmează. Verde înseamnă parcelă evaluată și confirmată ca fiind conformă cu condițiile schemei sau măsurilor de sprijin declarate. Galben înseamnă parcelă evaluată, dar pentru care nu există dovezi suficiente pentru a confirma sau respinge schema sau măsurile de sprijin declarate. Și roșu înseamnă parcelă evaluată și confirmată ca fiind neconformă cu condițiile schemei sau măsurilor de sprijin declarate.